Centrul Arca este parte integrantă a așezămintelor Sfântului Mare Mucenic Mina, iar funcționalitatea lui se datorează colaborării cu parohia Kungsbacka Hanhals din Suedia, parteneri care au obținut lucrarea atât din punct de vedere al expertizei, precum și din punct de vedere financiar. În acest centru, tineri cu diverse dizabilități învață să se bucure și să se facă utili lor înșiși în cadrul multiplelor activități desfășurate în compania specialiștilor și voluntarilor. Vi e mycket glada över att få vara med på det här jubileet, 10 år Arken. Suntem foarte bucuroși să fim la acest jubileu de 10 ani la Arca. Och bland det viktigaste som jag vill lyfta fram. Și printre lucrurile cele mai importante pe care vrem să le spunem. De att man måste tänka långsiktigt. Este că trebuie să fie o muncă a la lung. Gud hjälper oss med mycket men också med uthålligheten. Dumnezeu ne ajută cu multe lucruri, dar Dumnezeu vrea ca să fim răbdători. Och att vi är här med ett helt arbetslag från församlingen. Faptul că suntem aici cu toți salariații din biserica noastră din Kungsbacka. Vill visa hur seriöst vi ser på det här. Arată cât de serios vedem noi. Centrul este prevăzut cu o sală pentru desfășurarea activităților, o cameră de relaxare, o sală de tratamente recuperatorii, o sală atelier și nu în ultimul rând un spațiu destinat întâlnirilor cu părinții și voluntarii. Activitățile care se desfășoară sunt diferite pentru fiecare zi a săptămânii. Pe lângă cei 20 de voluntari permanenți, echipa de lucru este alcătuită din personal de specialitate, respectiv logopezi, psihologi și profesori. Beneficiarii centrului sunt 19 copii instituționalizați alături de alți 30 de tineri din Constanța și comunele limitrofe. Asociația Așezămintele Sfântului Mare Mucenic Mina a fost înființat în anul 1993. Azi ne aflăm aici pentru a sărbători 10 ani, deci în 2002 până în 2012, de colaborare cu două ONG-uri din Suedia. Noi ne ocupăm aici de socializarea tinerilor cu persoane cu dizabilități. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest eveniment frumos și sperăm să ne ajute în continuare în lucrarea pe care am început-o acum aproape 20 de ani. Proiectul nu se oprește aici. Eforturile parohiei Sfântul Mina se continuă și în plan cultural, astfel al doilea nivel al complexului va fi destinat unui centru cultural pentru tineri cu spații pentru atelier de pictură tradițională, de icoană bizantină, bibliotecă și sală pentru cursuri. Este o bucurie pentru noi că astăzi împlinim 10 ani de când am semnat contractul de colaborare cu partenerii noștri din Suedia. Este vorba de foștii colegi de liceu ai soției mele, de acum 30 de ani, cu care ne-am întâlnit după Revoluție și ne-am pus pe treabă. Ei au venit cu un proiect pe care noi l-am acceptat și rezultatul acestui proiect se vede astăzi de colaborare și de întrajutorare a copiilor cu probleme cu dizabilități. Activitatea așezămintelor este recunoscută pe plan local și acest lucru reiese din numărul mare de voluntari permanenți, dar și colaborările avute în timp cu Universitatea Ovidius prin Facultatea de Teologie, Asistență Socială și Facultatea de Psihologie și Științele Educației prin practica de specialitate desfășurată într-un centru modern aliniat tuturor standardelor în domeniu.